Parada Taurilor, eveniment cu tradiție organizat de Semtes BVN Târgu Mureș, a prilejuit întâlnirea crescătorilor de taurine din întreaga țară și mai cu seamă schimbul de experiență și de opinii în ce privește realitatea și perspectivele zootehniei românești în ansamblul ei. Colegul meu, Ovidiu Ghinea, a fost acolo la Sângerjiu de Mureș și vine cu informații proaspete și importante pentru fermierii români într-un interviu în exclusivitate pentru AgroTV cu europarlamentarul Daniel Buda. Vreau să înțeleagă și telespectatorii noștri că nu sunt singur, că dumneavoastră acolo împreună cu ceilalți colegi europarlamentari faceți eforturi încât România să nu fie trecută la coada Europei când vine vorba de sprijin, de ajutoare și de subvenții. Vreau să vă spun un lucru, că da, suntem acolo în Parlamentul European, mă preocupă fermierii din România, după cum mă preocupă fermierii din întreaga Uniunea Europeană. Acum 2 săptămâni, de exemplu, am respins în Comisia de Agricultură regulamentul care oferea posibilitatea de a se produce carne în laborator, care era o alternativă la ce vedem noi aici. Am respins nu pentru că vrem neapărat să-i ajutăm doar pe fermierii din România sau pe fermierii din Uniunea Europeană, ci pentru că eu chiar cred că nu putem discuta de o carne produsă în laborator. Deci provocările care le avem la nivelul Parlamentului European, știți că sunt multiple, nu numai pentru fermierii din România. Dacă mă gândesc, de exemplu, la regulamentul privind utilizarea pesticidelor, unde se discută de asemenea de aceea ce înseamnă o reducere fără să aibă niciun fel de legătură cu ce se întâmplă în teren, iată că venim cu ceea ce înseamnă ajustarea acestei legislații de maniera în care să poată mai departe fermierii să utilizeze, sigur, în mod rațional pesticidele, pentru că ele oricum sunt scumpe și cu siguranță nu le folosesc de bunăvoie. Nu mai vorbesc de faptul că discutăm acum de ceea ce înseamnă legea privind transportul animalelor, de asemenea, care impactează foarte mult, mai ales sectorul de creștere a ovinelor și nu și cel de creștere a taurilor. Adică sunt provocări la nivel european care, până la urmă, sigur că preocupă toți fermierii. Dacă mă refer la fermierii din România, cum vă spuneam, de anul trecut, pentru că tot aici am fost anul trecut, pe aceeași vreme, am adus în România aproape 100 de milioane de euro, ca să ne înțelegem, bani care nu erau prevăzuți în forma inițială, să spun așa, ca să fie bugetați pentru România. Dar tocmai pentru că am vrut să vedem, să sprijinim sectorul agricol din România, pentru că plecăm de la ceea ce înseamnă realitățile pe care le constatăm în teren și în urma discuțiilor pe care le avem cu diversi fermieri, dăm seama care sunt dificultățile și iată că punându-le pe masa Comisiei Europene, Comisia Europeană cu Parlamentul European, iată că vine și trimite bani în România pentru a sprijini fermierii. Și de aceea ei trebuie să știe că acolo la Bruxelles nu sunt singur, că m-au pe mine, m-au pe colegii mei parteneri în ceea ce înseamnă reprezentarea corectă a intereselor lor.